toate slavă Domnului. Mulțumim, frate Peter, pentru prezentarea călduroasă. Mă bucur și eu să fiu aici și aș dori să recit o poezie care o chem eu poezie, dar este al 22-lea capitol din Cartea Proverbe. Și spre slava Domnului, Domnul să ne ajute cu toții să învățăm. Amin. Amin. Un nume bun este mai de dorit decât o mare bogăție și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săratul se întâlnesc. Domnul a făcut și pe unul și pe altul. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își pădește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Cel ce seamănă nelegiuire, nelegiuire va se cera și nu iau în nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izbărește pe pacioporitor și cearta se va sfârși, neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință și înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela care în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau cercării, o va dezlipi de el. Cine asuprește pe sărac, ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntru tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am aștenut eu oare scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu a subit, nu despia pe sărac pentru că este sărac, și nu a suprit pe nenorocitul care stă la poartă, căci Dumnezeu le va apăra picina lor și va descuia viața celor ce-i descoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te depinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul ce vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Amin. Amin. Domnul este binecuvântat.